Bună, dragii mei! Vă pup și vă îmbrățișez cu drag pe toți cei care mă urmăriți și cei care veți dori să veniți aici împreună cu mine la canalul meu YouTube și, bineînțeles, pe grupul care eu l-am creat pe Facebook, ok? Astăzi, fiind duminică, fiind weekend, sper că sunteți toți bine, sper că vă relaxați. Aici, în Italia, este foarte cald, doar că bate un pic vântul. Sper că soarele să ne încălzească la toți sufletele, da? Să ne facă să fim oameni mai buni, să gândim mult mai pozitiv, având în vedere că o să fie și o eclipsă de soare de pe data de 10 iunie, un eveniment foarte important, unde soarele va intra în toate zodiile, în special în zodia Gemeni, dar va avea efecte foarte benefice asupra tuturor zodiilor. Eu astăzi, fiind duminică, să zice cam așa un pic de relaxare, m-am gândit să vă fac un horoscop un pic mai special pentru energia soarelui, să zicem energia soarelui ce aduce pentru fiecare zodie în parte. Mai ales că am pregătit și zarurile, voi bate zarurile și numărul care iese îl voi extrage din cărți pentru fiecare zodie în parte, da? Să începem, dragii mei, să nu mai pierdem timpul. Ca de obicei, eu mă rog pentru fiecare în parte, pentru toți cei care îmi trimiteți mesaje, aprind lumânări, fac rugăciuni, bineînțeles chiar și ritualuri pentru toată lumea care apelează la mine și bineînțeles toți cei care sunteți mulțumiți de serviciile mele. Acum voi începe cu zodia berbecului, voi mescola aceste zaruri, cum se zice, le voi amesteca. Și voi vedea cifrele care este 4 cu 2, care, bineînțeles, va înseamnă 6, da? Voi extrage a 6-a carte pentru zodia berbecului. 1, 2. Este un horoscop un pic creat de mine. Berbecii cu energia soarelui și, bineînțeles, energia lunii viitoare, că deja suntem la sfârșitul acestei luni, vor avea ceva foarte... Universul le pregătește ceva foarte special. De ce? Pentru că această fântână cu apă, acea găleată, așteaptă să fie umplută din fântână ca cineva să o umple și să-și ducă apa acasă, da? Asta înseamnă că toți cei din zodia berbecilor veți beneficia de ceva surprize neașteptate din partea unor persoane dragi sau chiar din partea prietenilor sau chiar la locul de muncă, orică vi se mărește salariul, să zicem, orică universul vă pregătește unele surprize neașteptate, dacă are legătură cu dragostea, ceea ce n-ați sperat că se întâmplă, se va întâmpla, pentru că această fântână și această găleată reprezintă faptul că ce goluri aveți sufletești se vor umple, da? Pentru că găleata este pregătită să fie umplută cu apă. Deci, pentru zodia berbecului, iese clar surprize neașteptate din partea energiei soarelui și a universului. Iese bani neașteptați și în sentimente, sunt lucruri neașteptate, dar pozitive. Haideți să vedem și pentru zodia Taur, la Taur 5 cu 1, care înseamnă 6, tot 6, bineînțeles, vom extrage 6 cărți. 6. Haideți să vedem pentru zodia Taur ce vrea să zic. La Taur, luna viitoare le iese foarte, foarte bine, energia soarelui le aduce o prosperitate din punct de vedere sentimental mai mult, pentru că vorbește de inel, vor avea dragoste, vor avea fericire, cei care sunteți singuri veți întâlni pe cineva care vă va cere de nevastă, vă veți căsători, da? Ori veți face o logodnă, ori practic are legătură cu sentimentele dumneavoastră în familie, în casă, în căsnicie, tăinuiește, să zicem așa, energia soarelui, va fi bine, are legătură foarte mult cu sentimentele la voi în zodia Taur, se referă la faptul că veți iubi și sunteți iubiți, chiar și cei care v-ați despărți veți întâlni pe altcineva care va fi, bineînțeles, trimis de astre, de univers și va fi foarte bine. Deci va fi pe viitor, va fi o relație stabilă, o relație de dragoste frumoasă. Haideți să vedem și pentru zodia Gemeni.
Pentru zodia Gemeni este 6 cu 2, care bineînțeles înseamnă 7. Da? Vom alege 7 cărți. Nu 8, mă scuzați. 8. Mă gândeam eu 6 cu 2. 8. Hai să vedem pentru zodia Gemeni. Cei din zodia Gemeni veți avea parte de evenimente și voi importante. Cei care sunteți singuri veți lăsa singurătatea și veți întâlni pe altcineva. Cei care vă confruntați cu probleme de bani, cineva din umbră vă va ajuta, va fi o persoană neașteptată, o persoană care nu are legătură cu familia, nici chiar un prieten adevărat, este cu totul și cu totul altcineva. Cei care așteptați ceva realizări pentru locul de muncă, sunteți în așteptare, vă spun că veți avea parte de aceste realizări cât de repede. Soarele vă lumină casa, vă luminează fereastra unde locuiți, geamul, și vă aduce razele lui călduroase în casă. Mai ales că soarele intră în zodia voastră, veți avea o perioadă prosperă din toate punctele de vedere. Chiar și cei care sunteți singuri sau vă simțiți singuri, veți întâlni fericire. Orică veți fi voi fericiți cu voi înșiți sau veți întâlni adevărata fericire și vă spune cartea să nu vă izolați, să ieșiți în lume, să ieșiți afară în natură, să fiți luminați de razele soarelui și doar așa vă veți putea bucura de viață. Nu are rost să vă izolați, da? Haideți să vedem pentru zodia Racului. Facem și cărțile un pic așa, le mai mescolăm și bineînțeles și zarurile, da? Tot, deci, vedeți, 6 cu 2, da? Tot 8 cărți. Haideți să vedem și pentru voi, racii. Bineînțeles că, racii, veți avea succes, există cheia succesului, veți avea succes. Vedeți, la toate zodiile iese bine, este horoscopul creat de mine, din imaginația mea. Vă iese cheia succesului, veți avea succes din punct de vedere sentimental, din punct de vedere material, al sănătății, veți avea succes. Nici nu are rost să vă dau foarte multe explicații, pentru că această cheie înseamnă succes, succes absolut din toate punctele de vedere, da? La raci le iese energia succesului și este foarte, foarte bine pentru zodia Racului. Haideți să vedem acum pentru lei. La lei vă iese numărul 6. Haideți să vedem la 6 ce arată. La 6, pentru lei, ei trebuie să fie foarte atenți, toți cei care sunteți în zodia leului, pentru că puteți să pierdeți un mare noroc. Cartea vă avertizează și, bineînțeles, astrele, universul și energia cărților și energia soarelui, mai ales că și voi sunteți în semnul soarelui, în semn de foc, să aveți foarte mare grijă atât cu bunurile dumneavoastră personale, cu bani, cu orice, pentru că arată că voi sunteți o zodie cu succes, cu noroc, dar, din nefericire, sunt alte persoane care vă trag în jos și s-ar putea ca să pierdeți acest succes, acești bani, acest noroc care divinitatea vi-l trimite, da? Trebuie să aveți mare grijă ca norocul dumneavoastră care voi îl aveți în mâini și norocul care destinul vi l-a trimis să nu îl pierdeți din cauza unor influențe negative, din cauza unor prieteni, să vă luați după altcineva, pentru că cartea vă arată că puteți pierde o anumită sumă de bani sau chiar și norocul dumneavoastră din cauza altor persoane. Să vedem la zodia Fecioară. La zodia Fecioară este 3 cu 2, aia înseamnă 5. Haideți să vedem. Pentru zodia Fecioară. Fecioarele luna viitoare vor fi șmechere, da? Vor deveni persoane un pic mai, ele de obicei sunt mai corecte, mai sincere, mai
Le place mult sinceritatea, dar de data asta se va întâmpla ceva cu ele. Orică au fost mușcate prea mult, orică au fost arse, încrederea le-a fost înșelată, vor deveni un pic mai șmechere, pentru că această vulpe se uită în spate, ca și cum spune, păi uite, eu am fost bună, uite ce am pierdut, uite, asta e că mă transform eu acum în ceva anume. Și fără să vrei, ele se vor transforma în niște vulpițe, așa că sunteți bărbați sau femei. Nu-i neapărat să mințiți sau ceva, veți face unele lucruri, bineînțeles, pentru interesul dumneavoastră propriu sau chiar și pentru familie, veți deveni un pic șmechere, pentru că energia soarelui vă îndeamnă să faceți acest lucru. Chiar dacă nu vă stă în caracter, energia soarelui de luna viitoare, mai ales după data de 10, când va fi eclipsă, vă va îndemna să fiți un pic mai bandit, un pic mai șmechere și de ce nu, dacă puteți să jucați, doar să nu faceți rău la cei din jur, chiar foarte bine faceți. Dacă ați avut probleme și ați fost trădați, trădate și chiar lumea și-a bătut joc de voi. Haideți să vedem și pentru zodia leului. Scuzați-mă, balanță. Astăzi sunt un pic adormentată, să zicem. 7 mi iese pentru balanță. Oricum trebuie să mai bat cărțile. Sunt doar la 3 cărți. Ne mai batem un pic să vedem, ca să scoatem 7, da? Trei, patru, cinci, șase, șapte. Haide să vedem pentru balanțele. Vor avea o schimbare de casă sau vor avea ceva schimbări la casa lor, da? Vor să aibă ceva pentru casa lor, să schimbe ceva în casă sau au nevoie de o sumă mare de bani ca să schimbe în casă lucrurile, mobila, orică veți face un împrumut bancar, orică cineva vă va ajuta cu acești bani ca să schimbați ceva în casa dumneavoastră sau practic doriți să schimbați casa. Luna viitoare veți fi conectați la această energie de schimbare pentru căminul dumneavoastră, pentru casa dumneavoastră, pentru locul dumneavoastră unde locuiți. Ori doriți, v-am spus, să aveți o schimbare de mobilă, de pat, de dulap, ce știu eu, ori doriți să zugrăviți, ori chiar doriți să schimbați casa. Asta va fi energia balanțelor pentru luna viitoare. Vor dori să facă ceva vis-a-vis de casa lor, da? Haideți să vedem și pentru zodia Scorpionul. Tot 7 este, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Scorpion. Scorpionii există o chestiune de timp, ei sunt în gândire, mai au ceva de așteptat ca să-și planifice treburile lor, ceea ce ei își doresc nu se întâmplă chiar atât de repede, au nevoie de timp, au nevoie de așteptare, sunt nerăbdători, ei își doresc repede să se întâmple lucrurile. Din nefericire, cartea vă spune că încă mai trebuie să așteptați la ceea ce dumneavoastră doriți să faceți, pentru că nu trebuie să vă grăbiți ca, din nefericire, să nu greșiți ceea ce ați avut în plan. Planul este bine stabilit mental, aveți încredere în dumneavoastră, este foarte bine, vă iubiți foarte mult, sunteți un pic orgolioși, să spunem, și bineînțeles și egoiști, din câte văd eu aici, dar problema este că ceea ce vă doriți dumneavoastră mai rămâne de așteptat, nu se va întâmpla repede. Probabil aveți vreo dorință, atât în dragoste, cât și în finanțe, și în bani, și la locul de muncă, vă doriți de mult timp ceva, dar nu se va întâmpla foarte repede, mai aveți de așteptat, da? Dacă veți forța lucrurile, bineînțeles, vor fi răsturnări de situație. Deci, cartea vă avertizează că trebuie să mai așteptați. Haideți să vedem pentru săgetători. La săgetători iese în cifra 8, da? Să vedem 8. Da, săgetătorii și ei, bineînțeles, vor avea o schimbare benefică la locul de muncă, da? Unde ei lucrează în prezent, nu le stă bine locul de muncă, se referă la locul de muncă și vor schimbări, vor sponsor, vor mai mulți bani. Deocamdată sunt foarte supărați pentru că planurile lor nu funcționează, deci ceea ce îți faci acasă nu funcționează cu ceea ce găsești la târg sau în piață.
Dar pe viitor, cel puțin luna viitoare, se pare că vor ideile lor și lucrurile care ei și le doresc vor prinde conturi în realitate. Nu pentru toată lumea, bineînțeles. Mai au încă de tras, mai au încă de luptat. Dacă ar fi să fie, și-ar dori foarte mult bogăție și-ar dori să trăiască într-un palat mare de tot și ei să comande acolo, dar nu se poate întâmpla lucrul ăsta, poate pentru unele persoane, da? Ceea ce ei își doresc vis-a-vis de locul de muncă se va adeveri, dar mai durează ceva vreme. Cu toate astea, cartea, vedeți, după acest castel este soarele, este o carte pozitivă și se poate întâmpla ca lucrurile să se așeze frumos cu această eclipsă de soare și pentru săgetători. Să vedem pentru Capricorn. La Capricorn este 4. Haideți să vedem. 1, 2, 3, 4. Capricornii, din punct de vedere sentimental, sunt foarte, foarte fericiți. Au o renaștere, să zicem așa, în sentimente. Au o liniște aparte, au lăsat un pic problemele de nervi, de supărări, de stres la o parte. Acum și-au regăsit un pic liniștea, să zicem, Capricornii și... Chiar dacă ei în trecut au suferit foarte mult, se pare că acum sunt foarte liniștiți, nu vor să fie disturbați în liniștea lor, vor să trăiască în liniște, se izolează un pic în castelul lor, în palatul lor, în căsuța lor, care o putem numi castel-palat, pentru că pentru fiecare casa respectivă, pentru toate persoanele, este ca un fel de palat sau oglinda lor proprie. Vor să facă drumuri, vor face într-adevăr și drumuri cu succes, vor avea reușită. Din punct de vedere sentimental și aici stau foarte bine, au obținut ceva ce ei și-au dorit din suflet și acum sunt foarte liniștiți. După atâta nebunială și atâta furtună interioară și-au dobândit liniștea prin ceea ce ei și-au dorit și s-a îndeplinit. Sau se va îndeplini luna viitoare, dar oricum cartea este pozitivă, are legătură foarte mult cu sentimentele și cu dorințele lor interioare, care, bineînțeles, se adeveresc sau s-au adeverit. Haideți să vedem la vărsător. Pentru vărsător este cifra 3, să vedem 1, 2, 3, hai să vedem la vărsători. Toți cei care sunteți în zodia vărsătorului, sunteți îngrijorați pentru un copil sau cineva din familia dumneavoastră va aduce pe lume un copilaș, veți deveni bunică, da? Sau chiar voi, cei care sunteți în zodia vărsătorului, sunteți însărcinate și veți face un copilaș sau vă doriți foarte mult acest copilaș în viața dumneavoastră, are legătură cu energia copilăriei, a copiilor. Este clar faptul că multe persoane din zodia vărsătorului își doresc să devină bunicuțe sau își doresc, dacă sunteți femei mai tinerele, să aveți un copil, da? Sau sunteți îngrijorate pentru cineva din familia dumneavoastră care are copii și vă gândiți foarte mult la acest copilaș. Cartea nu este de rău, bineînțeles că are legătură cu inocența copilăriei sau poate să mai spună cartea că voi înși vă toți cei din zodia vărsătorului aveți o anumită inocență copilăroasă. Este foarte bine să rămânem copii în interiorul ființei noastre, dar de multe ori în viață când devenim maturi, această inocență nu este bine pentru că atunci credem orice, cum cred copiii și toată lumea poate să-și bată joc de noi, da? Asta vrea să zică cartea, are legătură cu copiii, da? Are legătură chiar și cu copilul din noi și eu sper că dacă sunteți însărcinate să reușiți să rămâneți fericite pentru faptul că acest copilaș va veni pe lume, da? Că sunteți bunicuțe, chiar mă bucur pentru voi dacă veți avea nepoței mai mult sau ce știu eu. Haideți să vedem pentru zodia pești. La pești iese 7. Haideți să vedem. Ultima carte, ultima zodie, de fapt, mă scuzați. Și ultima carte din pachet este stabilitatea, da? Apare
o stabilitate luna viitoare pentru zodia peștilor, din toate punctele de vedere vor fi stabil mental, vor fi stabil la locul de muncă, vor avea stabilitate în familie, în relații, în sentimente, în tot ce întreprind ei vor avea parte de stabilitate, da? Este ancora, după cum se vede, care are legătură foarte mare cu stabilitatea. Va avea casă stabilă, servici stabil, loc de muncă, nu-l va schimba, va fi un loc de muncă stabil, dacă nu l-au, va găsi un loc de muncă stabil, căsnicia, relația, familia, totul are legătură cu stabilitatea, nu este niciun lucru dezechilibrat, este foarte bine, după cum se vede, și energia cărții indică faptul că ce ne dorim mai mult în viață decât sănătate, liniște, stabilitate. Deci cartea este ok. Eu sper că v-a plăcut horoscopul meu creat de mine, cu toate că am avut un pic de așa, pentru că nu prea am dormit și sunt un pic obosită. Toți cei care doriți să mă căutați știți unde mă găsiți, da? Vă doresc la toți tot binele din univers. Fie ca tot ce fac eu pentru voi să vă încânte sufletele acolo unde sunteți și dacă aveți nevoie de mine, mă căutați și eu vă răspund la fiecare în parte cu mare plăcere. Vă doresc o duminică minunată, un weekend minunat, fie ca începutul săptămânii să vă aducă toate realizările din lume, fericire, succes și tot ce vă doriți dumneavoastră. Ne vedem data viitoare. La revedere!